Bună, dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționat de parfumuri. Astăzi este o zi specială pe care o aștept de foarte multă vreme, pentru că am o surpriză pentru voi și pentru a afla despre ce este vorba, trebuie să urmăriți până la sfârșitul acestui video. Bine v-am găsit în anul 2021. Acesta este un video din acea serie de videouri în care pur și simplu trebuie să rezolv niște colete care s-au aglomerat în ultima perioadă, pentru că pur și simplu n-am avut timp aproape deloc de făcut lucrurile astea și printre picături așa încet o să le rezolv. Mi-am luat și câteva zile pauză și mă bucur foarte mult că am reușit să ajung la munte câteva zile, m-am văzut cu ai mei, a fost totul foarte pe scurt, însă nu pot să, nu știu, m-am mulțumit cu puțin, a fost foarte bine, a fost o perioadă în care pur și simplu am simțit că m-am relaxat, n-am făcut decât să dorm, în principiu, cred că asta mi-am dorit și cel mai mult, mi-am dorit foarte mult să mă odihnesc și să nu mă gândesc la absolut nimic. Ceea ce este un lux în ultima vreme, mă rog. Așadar, eu sunt foarte, excited despre anul ăsta, hai să tragem tare, hai să fie bine, hai să avem speranță, hai să ne facem și noi treaba noastră care ține de noi, astfel încât lucrurile să fie ok până la final. Și astăzi vorbim, evident, cum am spus, despre un colet. Este un colet luat de pe Makeup. Iar înăuntru am un parfum care îmi va face mie cunoștință cu o casă. O casă despre care eu am auzit foarte multe lucruri, lucruri faine, care a stat sub radar foarte multă vreme. Dar no more, gata. Astăzi o să fac cunoștință cu această casă într-un final. Este un colet de pe Makeup și văd că au avut ei. Să scot de aici, pentru că aici am două lucruri. Și pe unul vi-l arăt azi, dar pe celălalt nu. Pe celălalt mai încolo. Și o să vreau să termin cu acest foșnet. Extrem de urât acest ambalaj. Bun. Așa că Rocha Moustache. Este prima dată când vreau să analizez și eu acest parfum, este prima dată când deschid un astfel de produs de la ei. Despre acest Rocha Moustache, eu nu știu absolut nimic, este un blind perfect, așa că o să descoperim împreună despre ce e vorba în acest parfum. Din câte am văzut, m-am uitat la el pe Fragrantica, acolo unde am citit și niște chestii despre casa Rocha, pentru că, cum am spus, este o casă care pentru mine a trecut pe sub radar, pur și simplu. Mă aștept la o ambră, deci are niște note care pentru mine lucrurile alea îmi dictează că trebuie neapărat să fie pe craca mea, pe ceea ce mă interesează. O ambră. Îmi plac ambrele. Vă aduc aminte că ambra în parfumerie constă în acel acord foarte fain. Bine, nu doar asta, dar în mare. Constă din acel acord format dintr-o rășină, de obicei benzoin, cu labdanum și vanilie. Și când vezi în bază labdanum, vanilie, am văzut benzoin, vanilie și un patchouli, am zis, wow, ăsta trebuie neapărat.
Trebuie neapărat să văd ce e cu el. Dar mai mult decât atât, că nu poți să cumperi, nu poți să-ți dorești orice parfum care ar conține el o ambră și un patchouli, nu despre asta e vorba. Ce mi-a atras atenția la parfumul acesta este că este un remake, este o reinterpretare, este o chestie modernă, lansat undeva în 2018, așadar o reinterpretare după un parfum din 1949 al lui Edmond Rudnitska, care pentru mine este parfumerul care a făcut, pe lângă multe, multe altele, O Sauvage, care este unul dintre parfumurile mele preferate, absolut. Ele între ele mă aștept să nu aibă nicio treabă. Acest mustaș este o apă de parfum în primul rând. Mă aștept ca interpretările să se ducă mult mai moderne, cine știe, poate mai masculine, poate mai feminine, habar nu am. Însă despre vechiul Rocha Mustache, am înțeles că ei vând la un moment dat un original 1949, dar n-aș putea să vă spun dacă ar avea vreo legătură cu vechiul, pentru că pe acela nu-l mai cunoaște nimeni, din păcate. Nu știu, cine are vreo sticlă să-mi spună. Despre Casa Rocha, ce mi-a plăcut? Deci ăștia sunt niște cuturieri. O casă de fashion de la începutul secolului, de pe undeva de prin anii 20, care s-au remarcat în primul și primul rând prin parfum. Asta mi s-a părut deosebit de interesant. Așadar, pe undeva prin anii 50, ei s-au focusat doar pe parfum și chestia asta pe mine mă, nu știu, îmi dă niște semnale foarte bune, îmi dă un feeling foarte fain casa asta Roșa, unde nu te mai pui că are niște sticle, au niște sticle ăștia de la Roșa, de efectiv am rămas mască când le-am văzut, cred că Bizans mi s-a părut cel mai ochios, cel mai interesant. Cel mai cunoscut parfum al lor este un Roșa Fam de prin 1943 și acest mustaș al lui Rudnitska, la fel, parfum, mă rog, istoric, reinterpretat 2018. Anyway, asta este, hai să vedem despre ce e vorba înăuntru. Ok. Am crezut că o să se desfacă mai prietenesc, dar mai prietenește. Am uitat să-mi aduc un blotter, dar cred că am acolo, o să-mi iau de acolo. Ok. Wow! Că tot venim vorba de sticle, mustaș are o sticlă foarte faină. Deci mie în primul și în primul rând, pe mine m-a atras sticla la acest parfum. Îmi place, are un aer foarte vintage, cumva un flacon de care se are grijă. Da? Deci nu este un flacon pur și simplu, este foarte grea sticla asta în primul rând, asta este un parfum de 75 de mililitri. Nu vreau să scot ăsta de pe el, că o să fie foarte greu de băgat înapoi. Da, deci este o apă de parfum de 75 de mililitri. Flaconul este foarte frumos, îmi place ideea asta de colonade pe sticla de parfum. E o sticlă care mi-aduce aminte de Gucci, Memoir din Odeur, dar foarte tangențial cu coloanele astea. E foarte fain, foarte clasic, așa, foarte mișto. Bineînțeles, felul în care e scris acolo, mustaș, acest font este mai mult decât frumos, este mai mult decât
aș vrea să spun art deco, deși e dintr-o zonă un pic mai departe de art deco, dar foarte fain, foarte fain în orice caz, cu acel T care imită cumva o mustață, mă rog. Ăsta este un parfum masculin, marketat pentru bărbați, însă, așa cum am spus, habar n-am, nu știu ce e cu el. Dopul e surprinzător de greu, ceea ce, na, nu-i nici de aici, nici de nicăieri, doar că e fain, are o calitate bună, adică sunt surprins, pentru că de multe ori parfumurile astea nu au un preț foarte ridicat. Da? Parfumul ăsta costă undeva în jur de 140 de lei de pe make-up. Nu mai știu dacă am spus chestia asta, de pe make-up e luat. E un parfum de vreo 130-140, poate fi găsit și mult mai puțin. Are și o variantă de 125 de mililitri, poate fi găsit pe la vreo 120 de lei, cam așa ceva în genul ăsta. Eu am dat pe el vreo 140 de lei, parcă. Dar vreau să zic, pentru un parfum ieftin totuși, de o treaptă mai joasă ca preț, mai scăzută ca preț, bine, acesta este un parfum care mă refer aici la site-urile de discounter, da? Pentru că e vorba de alt preț acolo. Pentru un parfum din zona asta are un build quality excelent. Și de multe ori se întâmplă că vezi niște sticle ochioase și ele de fapt sunt, na, dintr-un plastic mai nu știu cum, se mai, nu, ăsta e foarte, foarte serios. Sunt extraordinar de curios cum miroase acest parfum, așa că nu mai pot. Am să-mi aduc și un blotter. Wow! 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 Bun. Are un feeling extraordinar de vechiuți, de apă de colonie, din zona de confort a lui Rudnicka. Se deschide foarte scurt, foarte scurt se deschide citric. Cumva, pentru că e normal să fie așa, dar se deschide din zona aia de citric fujer, foarte drăguț cum e o sauvage, aproape ca un șipră. Însă se duce foarte repede chestia asta. Și ce primesc acum? Primesc niște vibe-uri de care-i mai, hai, Maison Francis Kurkdjian Grand Soir. Deci deschiderea imediată, asta primesc, care Grand Soir al lui Maison Francis Kurkdjian este tot așa o ambră foarte fain. Ah, are un conținut de vanilie mult mai jos decât mă așteptam. Asta e bine pentru că îl face cumva versatil și din spate simt cum proiectează o stare dintre asta, o situație dintre aia foarte barbershopy. Deci are ceva foarte barbershopy în el. Din zona de aftershave, clasic, însă foarte subtil, nu e un parfum barbershopy. E o ambră, se simte foarte fain un benzoin. E un parfum, eu l-aș denumi destul de murdărel așa. Nimic animalic în el, însă simt ceva foarte pământiu. Paciuliul acela e pământiu, e murdărel cumva, nu e un parfum murdar. Însă are o latură, ambra aia se duce un pic amărui, un pic pământiu, care e super, deci este o rășină foarte, foarte reușită. Wow! Da, sunt foarte plăcut impresionat până acum. Vreau să-mi aduc un blotter, ca să-l dau și pe blotter, ca să nu stau cu mâna la nas tot videoul. Ok, hai să-l aplic și pe un blotter, am luat doar unul.
Mamă, deci deschiderea aia mă termină psihic. E foarte faină, e foarte fain când faci un parfum. Deschiderea unui parfum nu trebuie să fie mare lucru decât câteva secunde. Așa este peste tot. Doar că e acel uplifting, e acel moment în care se dă startul unei decolări. Despre asta e vorba într-o deschidere. Și durează extraordinar de puțin, dar e atât de... Are o portocală, mă uit acum pe note. O să ne uităm imediat pe note. Are o portocală picantă, foarte faină în deschidere. După care... dar văd că pe hârtie e mai neutru. Pe piele, în momentul de față, el este foarte... Foarte din zona unui grand soir. Poate cu... poate un pic mai complex, un pic mai complex decât Grand Soir în zona de asta pe care am spus-o, pentru că din spate încă totuși proiectează un barbershop, e foarte fain. Hai să ne uităm pe note. Deci eu văd aici o notă de piper, mandarină, apoi un cedru, trandafir, benzoin, vanilie și patchouli. Din punctul meu de vedere, ăsta este o mamă a ambrelor. Este unul dintre acele ambre care clar, clar, clar își face remarcată prezența în clasa asta de parfumuri. L-aș duce în zona... Deci, l-aș duce cumva în zona de un Guerlain Heritage, însă doar prin prisma acelei vanilii și paciulii, doar din zona asta. Însă, deocamdată, vanilia este, cum am spus, foarte, foarte la început, foarte moțită. Astea sunt, din păcate, doar niște prime impresii, doar niște prime impresii. Asta nu este un parfum pe care îl cunosc, asta nu este nimic decât un parfum pe care l-am dat pe mână odată și vă spun ce simt. Și partea, nu știu cum să zic, partea proastă la genul ăsta de prime impresii este că nu poți să te minți, adică nu cunoști un parfum așa. Un parfum trebuie purtat, un parfum trebuie înțeles, un parfum... Nu, astea sunt doar niște prime impresii rapide, cum se mai întâmplă să mai fac. Consider că și astea sunt necesare, însă, bineînțeles, eu întotdeauna spun, pe viitor voi reveni cu ceva in-depth la parfumul despre care vorbesc. Parfumul se schimbă foarte fain și la un moment dat, în momentul de față, văd că începe să proiecteze un trandafir foarte fain. De asta spun, nu, niște prime impresii sunt doar niște prime impresii și atâta tot. Parfumul este, din punctul meu de vedere, excelentissim. Îmi place că pe hârtie își menține zona asta de portocală mult mai mult timp, astfel încât aproape mă duce către zona de ter d'Hermès, datorită acelei portocale, mandarină sau ce-o fi ea, ceea ce e foarte interesant. Pe piele, în schimb, pe pielea mea este din zona Grand Soir, deocamdată, cu o parte surprinzător de proaspătă. Deci, din punctul meu de vedere, un parfum foarte echilibrat. Bun, dragii mei, acum hai să trecem la partea interesantă a acestui video, și anume surpriza mea pentru voi. M-am decis să-mi încep 2021 printr-un giveaway, așa că ofer acest roșa mustaș unuia dintre voi. Ca să particip la giveaway, absolut oricine poate participa. Singura mea rugăminte este, aș vrea să trimit acest colet pe teritoriul României. Astfel, ca să participi, ce trebuie să faci este să te abonezi canalului meu de YouTube în caz că nu ai făcut încă acest lucru, să dai un like acestui video, să dai un share pe Facebook și să lași un comentariu care trebuie să conțină hashtag roșa.
Și în care, în acel comentariu, aș vrea să-mi povestiți ce parfum ați folosit la trecerea dintre ani. Bineînțeles, se știe, eu am folosit Angelique Noir de la Guerlain, care este parfumul meu preferat, și așa mi-am petrecut Revelionul. Aștept așadar poveștile voastre despre Revelion, unde ați fost, ce parfum ați folosit în momentele acelea, și în felul acesta particip la giveaway. Cum facem? Acum când filmez este 5 ianuarie, acest video va apărea postat pe 7 ianuarie joi, iar giveaway-ul se oprește pe 14 ianuarie, da? Deci voi lua în seamă, în alegerea câștigătorului, voi lua comentariile până pe 14 ianuarie, după care voi posta un video în care anunți câștigătorul sau câștigătoarea. Câștigătorul sau câștigătoarea va fi anunțat undeva în zona 18 ianuarie, cam așa. Și toate aceste detalii le vei avea trecute în josul videoului. Așadar, dragii mei, asta este surpriza mea pentru voi și cadoul meu pentru voi la început de drum pentru 2021, un an în care eu chiar cred că reușim. Și din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus, consider că acest Rocha Moustache este un parfum extraordinar de fain, care într-un fel sau altul sigur își va găsi la un moment dat loc și în colecția mea personală. Iar până data viitoare când ne vedem, nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.